Bun găsit, dragi telespectatori, și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Secretele Succesului. În cadrul acestei ediții vom afla secretele din spatele unei suferințe, din spatele unui proces dureros și vom încerca să descoperim care sunt lecțiile din spatele momentelor mai puțin plăcute ale vieții și cine poate fi în măsură să ne îndrume în această călătorie decât un om care a trecut pe acolo, știe cât de mult a învățat și acum simte nevoia să le împărtășească și celorlalți din ceea ce a învățat ca să le fie de folos în această povara suferinței, așa cum o cred ei, dar noi o să vedem că se poate privi și din altă perspectivă. Invitata specială de astăzi este Mădălina Andronache, o învingătoare, o femeie frumoasă, o femeie elegantă, rafinată, ce nici n-ai zice că are o astfel de poveste de viață și asta pentru că a învățat din ceea ce a trăit. Mădălina, îți mulțumesc tare mult că ești aici. Mulțumesc mult, Monica, sunt măgulită și emoționată de toată prezentarea ta. Mulțumesc! Este o prezentare care ilustrează doar câteva aspecte ale tale și frumusețea ta de acum este o frumusețe augmentată de întâmplări care poate nu ți-au fost atât de plăcute sufletului și trupului în anii care au trecut, dar le-ai făcut astfel încât să-ți fie plăcute. Și acum vii și dăruiești din ceea ce tu ai trăit. Și povestea ta este o poveste inspirațională și este o poveste care ilustrează faptul că nimic nu vine întâmplător în viețile noastre. Cu siguranță. Este o poveste care inspiră, pentru că a ta carte este cea care vindecă de acum încolo. Cum ți-a venit ideea să scrii această carte? Vă mulțumesc pentru început. Cred că fiecare om este tabloul a ceea ce trăiește și niciun curcubeu nu iese decât după o ploaie, după o furtună. Întotdeauna există acea bucurie de după durere. Și parcă și culorile sunt mai frumoase într-un curcubeu în momentul în care ne uităm, vedem cerul gri și când apare curcubeul, parcă și bucuria e mai mare, parcă și culorile sunt altele. Trebuie să-ți dai voie să le vezi pe toate și bucuria și tristețea atunci când este. Cartea este jurnalul meu. Nu a fost gândită ca și o carte. Așa cum am mai spus, este un întreg proces prin care eu am trecut medical, sunt toți pașii medicali prin care eu am trecut și căutările mele sufletești, ca să zic așa. Căutările pentru început și mai apoi găsirile și regăsirile tale, pentru că așa cum spuneam, nimic nu este întâmplător. Ce te-a ajutat pe tine în această perioadă să treci peste încercarea aceasta? Cred că o nebunie. A fost, de fapt, o traumă foarte mare acolo. Eu am refuzat psihic diagnosticul foarte mulți ani. Adică era o disociere. Și disocierea înseamnă o traumă și o negare în spate. Nu puteam nici măcar să rostesc cuvântul cancer. Și în ziua în care am putut să mă pun așa cumva în fața tuturor, am făcut la un moment dat o postare pe Facebook. Era 7 octombrie. Eu atunci mă sărbătoresc. Și este ziua operației. Nu știu de ce, din toate zilele care apar în carte, ca și jurnal, pentru mine ziua aceea este cea mai importantă. Am simțit că în ziua aceea mie mi s-a schimbat cursul vieții și că practic am făcut ceva pentru viața mea. Și eu pe 7 octombrie mă sărbătoresc în fiecare an. A fost o renaștere cumva să știm, viața ne-a dus împreună în apropierea acestei date. Da. Pentru că va fi săptămâna viitoare și sper să nu greșesc, dar 1 octombrie este ziua luptei împotriva acestei boli. Este mai mult împotriva cancerului la sân. Oarecum ziua de 1 octombrie, dar da, este conexă. Deci vezi cum se leagă lucrurile. Da, da. Dacă stai să le analizezi, totul se leagă în univers. Și ai avut puterea să legi lucrurile astea. Da, este foarte grea căutarea și să mergi așa cu pași mici în sufletul tău, dar
Pe mine m-a ajutat nebunia pe care am avut-o, probabil. Uh-huh. Am avut o țintă. A avut o încredere. A avut o încredere că va fi, că va fi totul bine? Nu m-am văzut niciodată decât bine. Nici când eram în cabinetul doctorului, eu nu mă vedeam decât bine. Uh-huh, uh-huh. Și chiar dacă poate uneori pare exagerată și greșită abordarea asta, este poate salvatoare pentru alții. Fiecare om reacționează în felul lui. Exact. Și este cumva o imagine care hrănește în momentul în care nu-ți este bine și tu știi, da, simți și cumva îi dai comandă creierului, da, da, corpului, da, că uite, eu acolo vreau să ajung, sunt aici, am mașina sticată, dar o, da, voi, da, repara astfel încât să ajung la destinație și să ajung acolo unde îmi doresc. Și când ai o țintă clară... Exact. Eu știam unde vreau să ajung. Știam că cea mai mare dorință mea este să am un copil. Nu ar fi contat absolut nimic din tot ce mi-ar fi cerut doctorii să fac dacă pe mine mă ducea la ținta mea. Și de asta am umblat pe la mulți doctori. Deci ăsta a fost obiectivul tău, da, puternic. Da. Uh-huh. A fost obiectivul puternic. Mi-ai zis înainte de emisiune o sintagmă, că suferința este vindecătoare. Ai preluat-o dintr-un, da, dintr-un podcast de care menționai și dacă stai să te gândești, așa este. De ce părere ești tu? Cu siguranță. Trebuie doar să vezi. Cam fiecare, în fiecare experiență trebuie să fie o lecție în spate. Uh-huh, uh-huh. Și chiar dacă e grea de văzut, să stai să o cauți. Care crezi că a fost lecția ta în perioada asta? A mea a fost lecția iubirii. Mie mi-a lipsit tot timpul iubirea de la cei din jur, chiar dacă din partea tuturor cred că a fost. Lumea cred că mă iubește, familia, cei din jurul meu, doar că nu în felul în care eu aveam nevoie. Și am aflat târziu asta, mai mult citind cele 5 limbaje ale iubirii. Și eram așa șocată, zic, ce mi se potrivește mie, ce am eu nevoie, nu este cu felul celuilalt de a mă iubi și de acolo diferențele. Dar am învățat să mă iubesc pe mine apoi. Păi tu ești singura care îți poate da iubirea în felul în care tu, da, știi că ai nevoie de ea. Dar e foarte greu să te privești. Adică știu acum că am avut ani de zile din viața mea în care eu nu puteam să... Nu mă priveam. Mă uitam în oglindă, îmi prindeam părul, dar nu mă priveam pe mine. Poate să fie și o această neiubire de sine, această dedublare cumva și această găsire a unor defecte și a unor lucruri care nu-ți plac la tine și o îndepărtare de tine cumva? Nu știu, probabil. La mine n-a plecat din faptul că nu-mi plăcea neapărat ceva, mm-hmm, la mine. Pur și simplu, cred că mi-era foarte frică să stau cu mine. Tot de pentru că, de fapt, lipsa mea de comunicare, cum se traduce somatizarea acestui cancer tiroidian, prin lipsa comunicării și faptul că nu vorbești. Asta e semnalul. Atunci mi-am dat seama că eu nu vorbeam cu mine. Și cum să vorbesc cu alții despre ce simt sau ce mi se întâmplă când eu nu știam să vorbesc cu mine. E cheia să vorbești cu tine înainte, da, de toate. Da. A fost o lecție pe care acum le-o dai celorlalți. Le-o transmiți celorlalți că e important să spui, să-ți pui ție înainte de toate ceea ce simți. Da. E important să fii sincer cu tine, Mădălina, în tot acest, da, 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 proces. Este cel mai important. Dacă nu vorbești cu tine, te pierzi. Mm-hmm. Dar s-ar putea să descoperi acolo și lucruri care nu sunt moase la tine. Pe alea cum ți le spui? O, dar e foarte dureros să te cauți și să te găsești așa dezgolit, ca să zic așa. E foarte greu, da. Dar stai ești tu. Mm-hmm. Și acum, cum te simți, uite, uitându-te la Mădălina de atunci, din acel proces? Cum simți? Ce simți că s-a schimbat în viața ta după momentul ăsta? Oh, acum încep să am conștientizări, de fapt. A fost o zi atât de importantă pentru mine, ziua lansării cărții pe 5 mai,
când am simțit eliberarea totală. Am simțit pentru mine, cartea a fost publicată pentru mine, exact. În primul rând, pentru că am știut că pot să vorbesc despre mine. Pot să vorbesc cu mine și pot să vorbesc și despre mine. Și în momentul acela eu am știut că mi-am depășit trauma. Și am prins glas. Și încep să conștientizez atunci când o mai răsfoiesc. Mă gândesc, de fapt, prin ce am trecut. Acum încep să-mi dau seama ce momente au fost. Acum că ai depășit nebunia aceea de care tu spuneai mai devreme și poate o doză de inconștiență în acel moment și adrenalina aceea de a rezolva lucrurile încât nu te lasă să fii atât de prezent în toate momentele și să fii atât de conștient de tot ceea ce se întâmplă. Și acum faci o radiografie a trecutului prin intermediul acestei cărți. Da, chiar așa o numesc, să știi că este... Dacă o citești, mă vezi cu totul. Este radiografia mea totală. Mm-hmm. Da. Și te-a ajutat. Da, te-a ajutat foarte și mult. Te ajută în continuare. Da. Mm-hmm. De ce ești schimbată? Ce simți că s-a schimbat cel mai mult la tine, în afara faptului că spui ceea ce vrei acum, că ai înțeles cât de important este să-ți spui ție ceea ce vrei, ceea ce simți și să ne transmiți și celorlalți. Este o lecție pe care unii nu învață într-o viață. Oh, da. Acum am început să fiu mai blândă cu mine. Nu fac mereu asta. Recunosc. Sunt prima care mă biciuiesc constant, dar... Mai am așa moment în care atunci când dau în mine și mă pun la colț, mă mai opresc un pic și mai am milă de mine. Ar fi bine să fie cât mai des să se întâmple asta, să fii blândă cu tine. Sună foarte frumos. Da, dar uite, știi, de fapt am spus milă pentru că mie mi-a fost foarte frică de mila celorlalți. De fapt, în jurul meu au fost foarte puțini oameni care au știut ce mi se întâmplă, pentru că eu credeam că lumii din jurul meu o să-i fie milă de mine și mi se părea groaznic. Cu toate că mila în sine este un sentiment frumos și are la bază o bunătate. Și nu are la bază și iubire? Exact. Dar eu nu știam să-mi dau... Și vezi, de ce, iată cum vorbeam și înainte de emisiune, e nevoie de unele zguduituri așa puternice ale vieții, care să te ia de pe drumul ăla pe care te-ai dus tu greșit și să te aducă acolo unde este misiunea ta. Pentru că tu nu te-ai vindecat doar pe tine, ci spunând lucrurile pe care le-ai trăit, scriind lucrurile pe care le-ai trăit și punându-le la îndemâna celorlalți, ajuți și la alte procese vindecătoare. Deci... Da, sper să ajungă mesajul meu și la alți oameni care au nevoie de un optimism din ăsta nebun. Mm-hmm. Primesc mesaje de la oameni că îi ajută și mă bucură enorm când primesc feedback-uri. Îmi dă încrederea că a fost dus mai departe mesajul meu. Așa este și uite, îmi aduc aminte că în vară au venit cei de la Zoo. Au avut o caravană în Ploiești și am fost impresionată să-l văd pe Mihai Morar cu cartea ta. Wow, dar a fost un moment, deci eram foarte răcită, abia am stat în picioare în ziua aia. M-am dus repede să-i las doar o carte, știu că este un cititor și un fan al acestor mesaje puternice. Și am văzut în el un mesager pe mai departe. Și zic că îi las cartea și fug acasă să zac. Am fost foarte inspirată cumva să-mi pornesc și radioul în drum spre casă, pentru că el m-a chemat să și vorbim. Eu am stat un minut, doar i-am pus-o în mână și am fugit. Și apoi a ținut cumva să-mi și mulțumesc și să aprecieze cartea și... Sunt onorată pentru intervenția lui. Deci iată că a fost un mesager, cum ai spus tu, dar tot a pornit la fel de la tine, pentru că tu ți-ai dorit ca al tău mesaj să ajungă mai departe la mulți alți oameni. Da, eu fac orice pot pentru a duce mai departe mesajul și îmi caut căi de a ajunge la oameni, pentru că dacă doar stau și aștept, nu, cartea nu o să o ducă nimeni.
mai departe. Eu sunt portătoarea ei, de fapt. Și uite, asta poate să fie și o însemnătate extraordinară a procesului prin care tu ai trecut. Pentru că mulți poate nu au curajul ăsta să spună, știi, lumii întregi prin ce a trecut. Toată lumea mi-a spus în jurul meu, când le spuneam că sunt foarte aproape și cartea a prins contur și eu o să o public, oamenii se uitau așa la mine puțin ca și fi nebună. Dar pentru ce să faci asta? Cu ce te ajută să faci asta? Cum să te expui tu în felul ăsta? Să știe lumea tot ce ai pățit tu? Dar nu e vorba, în primul rând, despre alții. E vorba despre mine. Eu știu că pe mine m-a vindecat atât de mult expunerea asta, de fapt, vulnerabilitatea pe care mi-a dat-o expunerea, a însemnat, de fapt, acum o putere pe care eu o simt. Și a semnat întoarcere înspre tine, înspre ceea ce contează cu adevărat în tine și o angrenare a tuturor resurselor tale interioare ca să poți să te ridici. Este și o mobilizare cumva. Da. Claudia a fost cea care a văzut prima dată speranța în mine și m-a prezentat tot timpul ca un model de speranță pentru pacienți. Neștiind cine este acel model, acum am și un nume și o față. Dar ea a fost prima care mi-a spus că tu trebuie să dai mai departe speranța și optimismul. Și eu am scris fără să mă gândesc la ziua în care mesajul meu o să plece către oameni. Am scris pentru mine, așa cum scriu și acum în continuare, pentru mine. Deci este o a doua carte, cea pe care o pregătești? Probabil, nu știu când o să se oprească scrisul meu, dar... Dacă o să se oprească. Da. Este singurul meu fel de a mă manifesta, de a sta cu mine, de a mă privi. Acum, scrisul meu are o altă formă. Este tot un jurnal. Dar în fiecare zi, eu îmi ofer bucuria zilei. Indiferent de ce trăiesc, trebuie să văd o bucurie în acea zi. Păi și reușești să găsești în fiecare zi bucurie? Da, întotdeauna. Asta e bine, pentru că, uite, vezi cum ți-a schimbat perspectiva? Făceai asta și înainte de acest moment? Găseai bucurie în fiecare zi? Nu stăteam să o privesc așa. Cartea are foarte multă durere în esența ei și foarte multă furie și căutare. Cu toate că în toți anii a fost prezentă și fericirea. Și m-am agățat foarte mult de ea, dar parcă n-am valorificat-o, n-am verbalizat-o cumva. Și acum vreau să privesc mai mult acea bucurie a unei zile obișnuite. Și găsești. Da, întotdeauna. Găsești. Cel puțin una. Găsești de fiecare dată cel puțin, important, cel puțin un motiv de bucurie, este important să-ți dorești să găsești asta. Și cu siguranță găsești și chiar și în cele mai întunecate, cum vorbeam noi de curcubeu mai devreme, chiar și în cele mai grele momente, tot găsești un om care să fie lângă tine, un mesaj pe care îl primești, o pasăre care îți cântă la geam, sau o rază de soare. Să le vezi, să-ți dai voie să privești în direcția asta. Eu, involuntar, mi-am creat atâtea mecanisme de apărare cumva. Îi spuneam și Claudie când am ajuns prima dată la ea în terapie și ea mi-a spus că nu știe cum să mă ghideze neapărat, că eu m-am armat cumva singură. Ea doar poate să mă ghideze un pic în pașii pe care eu îi mai am. Dar principalele arme mi-au ieșit cumva, probabil dintr-o nebunie care a fost la momentul acela și poate dintr-o putere care stătea ascunsă cumva în mine. Dar mi-am dat tot timpul, mecanic, ambiție. Țin minte că în perioada în care m-am operat, mi-am tapetat un perete întreg din camera mea cu citate motivaționale, citate pozitive. Dar erau așa, le citeam din vârful patului. Dimineața când mă trezeam, era primul lucru pe care puneam ochii. Un citat, îl bifam, mi-l spuneam de două, trei ori, rămâneam cu el în minte și
era gândul meu permanent în ziua aceea. Era un lucru mecanic pe care eu îl făceam. Nedându-mi voie să mă gândesc că peste o săptămână merg la un tratament radioactiv sau merg iar la doctor, iar la o scanare, iar la un control. Era un lucru mecanic pe care eu mi le dădeam zi de zi ca să pot să nu privesc neapărat ce mi se întâmpla, să privesc în cealaltă direcție. Sau să vezi ce ți se întâmpla, dar în altă, din altă perspectivă și să-ți păstrezi acea ambiție nebunească până la urmă, așa cum ai zis tu mai devreme. Da, chiar mi-a spus cineva acum că o prietenă că a crezut la un moment dat că o să ajung cu adevărat nebună. Pentru că nu înțelegea cum pot să mă bucur de tot ce mi se întâmpla pe lângă acel capitol și să râd și să am așa o viață în mine cu ce trăiesc. Dar n-am putut altfel. Poate ăsta a fost medicamentul cel mai important pentru tine în toată această perioadă, să te bucuri de toate aspectele vieții, indiferent da, cât da, de mici. Dar au fost niște blocaje acolo. Cel mai mare blocaj pe care îl presimt oarecum și acum a fost faptul că eu n-am putut să plâng. Și nu-mi dădeam voie să stau să mă gândesc ce mi se întâmplă și să plâng efectiv pentru ce trăiesc, că aveam toate motivele. Dar acum am început oarecum să mă eliberez și când mă simt prea plin așa, reușesc să plâng. Îți dai voie. Da, poate asta este de fapt. Nu mai sunt acele limite pe care, da, așa cum tu spuneai mai devreme, ți le-ai impus da, ție exact. Și acea rigurozitate da. Din care să nu ieși. Da, imaginați că eu nu puteam să plâng nici când eram singură. Nu-mi dădeam voie să fiu slabă în mintea mea. Și să trebuiască să fii puternic da, așa da. În fața tuturor aspectelor vieții. Păi mi-a rămas așa un motto că eu sunt Mădălina și sunt puternică indiferent ce se întâmplă. Dar vezi că poți să fii puternică, dar să-ți mai dai voie să-ți mai scoți și la suprafață din când în da, când păi uite, acum plâng tot timpul. Este, știi, e o lege a compensației. N-ai făcut-o atunci, da. Vine viața într-un fel și îți arată cum da. Te... Poți să o faci acum, poți să o faci oricând, îți dai tu voie să faci, da, da. Să faci asta și este normal să se întâmple asta. Dar vezi tu, înțelegem lecțiile astea după ce am trecut prin niște momente. E bine și atunci. Uneori fugi de ele încât nu le vezi deloc. Da, și atunci da. E bine să nu ratăm lecția din aceste evenimente. Cum da. Au fost oamenii din jurul tău, Mădălina? Cum a fost în toată această perioadă? Spuneai de prietena ta care chiar credea că o să ajungi... A fost și este în continuare ciudat. Mi se pare că ne-am distanțat foarte mult ca oameni. Ne frică să intrăm în poveștile altora. Au lipsit destul de mult oameni în jurul meu. Când mă gândesc că familia nu prea a știut ce mi se întâmplă. Soțul meu a fost cel care mi-a fost stâlpul așa în permanență. Și prietenii cumva au fugit. Au fost acolo, dar mi-a lipsit oarecum prezența lor. Nu aveam nevoie să mă întrebe ce mi se întâmplă sau ce analize mi-au ieșit, că oricum e greu să le înțelegi și să spui ceva. Eu aveam nevoie de o prezență de a face cu totul altceva. Și mi-a lipsit acea prezență. Așa cum și în prezent îmi lipsește, mi se pare că ne-am răcit așa un pic ca oameni. Poate și pandemia a afectat, dar cred că ne-am rupt așa, nu mai există triburile acelea, comunitățile... Nu mai există și asta pentru că se evită poate suferința? Da, toată lumea este bine. Așa, în exterior da. Și în aparență, da, toată da. Lumea este da. Super, are o viață perfectă, fiecare. Da. Totul este frumos așa în exterior, știi? Da, da. Dar mă gândeam mai devreme la ceea ce ai spus tu și mă gândeam dacă cumva în spatele acestor reacții nu este cumva...
frica de suferință sau teama de a nu gestiona situația corespunzător. Știi, nu neapărat lipsa asta de empatie, de iubire, ci această neputință de a ști... De a face ceva. Exact, de a ști da, ce să probabil. Faci. Da, uite, ajungem tot la limbajele iubirii. E un manifest iubirea prin prezență. Și nu neapărat prin vorbe. Drept dovadă, n-am știut să-mi vorbesc foarte mulți ani. Aproape toată viața mea. Am învățat-o acum, recent. Dar am nevoie de prezență, să fii acolo lângă mine, să te văd, să te simt, să... Și nu neapărat să spui ceva, dar în același da. Timp, limbajul iubirii celuilalt poate nu ia. Exact, exact, da. Vezi? Și da. Trebuie în permanentă adaptare și trebuie da. În permanentă flexibilitate și ieșire din, știi, din rigorile astea ale noastre, din limitele astea ale noastre da. Mentale pe care le avem. Care a fost cel mai greu moment în toată această perioadă? Cel mai greu? Nici m-am gândit. Nu știu, am fugit atât de mult să realizez ce mi se întâmplă încât n-am simțit parcă nici greul. Atât de mult de mare a fost negarea mea. Mm-hmm. Și dorința de a fi bine. Da, da, da. A fost un pas prin care eu a trebuit să trec, sunt convinsă că a trebuit. Știu cum mă văd astăzi și ce fel de om sunt. A fost grea căutarea, de fapt. Să-mi deblochez emoțiile. A fost foarte greu. Este. Este un proces greu, dar nu ai fi fost tu cea de astăzi. Da. Dacă nu ar fi fost acest moment. A fost ceva care ți-a dat de bănuit că se întâmplă asta, pentru că e foarte important să fim atenți la semnele corpului nostru, da. Să fim atenți la emoțiile noastre, să fim atenți la tot ce trăim până la urmă. De asta acum mi se pare atât de important să ai o relație cu medicul tău de familie, în primul rând. Au fost semne, bineînțeles, nu le-am văzut ani de zile. Dacă ți arăt o poză cu mine până în operație, avem așa o bilă aici, pe care o vedeai lejer, fără să ți-o arăt. Deci era asta vizibilă. Da, dar eu nu mă priveam. Și am ajuns la doctor total întâmplător. Pentru că am fost la ginecolog, aveam niște probleme hormonale, am fost la ginecolog și mi s-a spus că totul este ok și mi-a spus, poate totuși treci pe la endocrinolog, că poate 25 de miligrame de utirox o să te regleze hormonal. Și a început aventura. Și acolo a început totul, deci a fost nevoie la fel să fii trimisă înspre această direcție, pentru că tu nu te-ai fi dus singură. Da, da. Nu mi s-a... N-a fost o obligativitate să mă duc. A fost, nu știu, poate e în calcul. Uh-huh, uh-huh. Și cumva inconștient zic, hai totuși, ce mai strică încă un control? Și a fost controlul care ți-a schimbat viața. Da. Întru tot. Și de acolo a început, din momentul acela a început vindecarea ta, de fapt. Chiar dacă... Acela a fost momentul traumei, de fapt. A fost foarte dur controlul. Uite, vezi, sunt diferiți pacienții. Mie îmi place să am conexiune și să întreb și să îmi explici așa, ca unui om simplu, ce mi se întâmplă. Iar doctorul acela, în 5 minute de la intrarea în cabinet, mi-a spus că am cancer. Și l-am judecat foarte mult timp. Mi se pare foarte greu de acceptat că poți să te porți așa ca doctor, indiferent despre ce fel de om era în fața ta, tânăr, bătrân, nu contează. Dar acum pot să accept că acela era stilul lui, sunt oameni care preferă așa. De fapt, pentru mine a fost foarte greu de acceptat ce mi s-a spus. Dar eu priveam omul
nu puteam să privesc mesajul. De fapt, diagnosticul nu s-ar fi schimbat. Fie dacă ți-ar fi spus blând, fie dacă ți-ar fi spus verde în față ce se întâmplă, doar impactul poate ar fi fost altul. Dar poate asta nu te-a determinat pe tine, nu te-a motivat mai mult? Păi, în primul rând, m-a motivat să-mi caut un alt doctor cu care rezonez și pe care l-am de atâția ani de zile, doctorul Madalina Constantin, și care mi este așa un înger păzitor, cumva. Este doctorul de care eu am avut nevoie pe cazul meu, care la fel a știut cum să-mi vorbească, cum să mă ghideze, cum să formeze o echipă în jurul meu. Și din prima clipă am avut o mare încredere. A fost conexiunea, de fapt, pe care eu o căutam. A fost ceea ce aveai tu nevoie și a fost acea legătură. Știam că o să fie o legătură pe mulți ani. Probabil o să fie pe toată viața. Eu o să rămân un pacient oncologic toată viața. Chiar dacă mai am puțin și ies din acei 7 ani care sunt oarecum critici pe diagnostic, dar o să rămân un pacient pe endocrinologie toată viața de acum încolo. Și atunci ai nevoie de o relație. Da, da. De încredere până la urmă și de o relație bună cu cel care ți este. Da, cred că stă la baza vindecării tale încrederea. Dacă ai încredere în medic și în vindecarea pe care el poate să-ți o aducă, cred că ești 50% vindecat. Deci totul, de fapt nu totul, că nu pornește totul de aici, dar contează foarte mult ce gândești, cum gândești și ce perspectivă ai asupra acestor lucruri. Cu ce te ajută această perspectivă psihică sănătoasă asupra bolii? Îți dai speranță. Dacă crezi că nu mai e nimic de făcut, cu siguranță ai clacat și ai rămas acolo. A fost un moment în care tu ai simțit că nu mai poți și că se pierde lupta? Nu, că îmi spuneam că atunci când nu mai pot, mai pot un pic. Foarte încurajator mesaj. Deci când nu mai pot, mai pot puțin. Da, mai trebuie să mai pot un pic. Și puteai de fiecare dată. Da. Mi s-a părut foarte greu momentul în care la prima doză de iod radioactiv pe care l-am avut, mi s-a spus că trebuie să revin. Doctorul, ne spunându-mi că o singură doză o să-mi fie suficientă. A fost probabil nebunia de care eu m-am agățat. Chiar ascultam zilele astea în podcastul de care ți-am spus că uneori să ți pui atâtea speranțe și să ai un optimism nebun îți poate afecta. Pentru că îți creezi niște așteptări care poate nu sunt realiste și ai șanse mai mari să cazi într-o depresie după. Când vezi că nu se întâmplă cum tu speri și tu cum crezi din toate suturile tale. Eu am simțit în momentul acela, cred că a fost cel mai greu moment că m-ai întrebat. Cred că atunci am simțit că eu ce fac dacă nu am rezolvat acum. Și era începutul luptei. Da. Eu trebuia să-mi știu care sunt pașii. Eu sunt foarte practică și organizată. Și trebuie să-mi știu care îmi sunt pașii, care îmi este planul, ca să știu cum mă dozez. Și niciun doctor nu știa să-mi spună câți pași am, câte doze de iod trebuie să fac. Am făcut 4 în final și la 4-a deja când m-am internat eram așa ca un pacient nereușit al secției. Lumea se uita la mine cu niște 4-a oară, nu mai am energie să mă explic. Mi-am pus căștile în urechi și mi-am văzut de internare, știi? Dar a fost momentul greu pentru că eu credeam că o să merg la o doză de iod și gata, totul o să se termine. Și când ai văzut că de fapt nu este așa și poate ar fi ajutat să știi exact cum ziceai tu mai devreme, să știi, dar pe de altă parte poate nici nu se cunoștea dacă va avea efectul. Păi da, este ceva, e vorba de cum reacționează organismul. Niciun doctor nu putea să-mi spună concret de câte doze o să am nevoie. Am înțeles târziu asta. M-am căutat mult, adică am fost prin străinătate, mi s-a spus același lucru, zic ok, deci nu e chiar nebun doctorul meu. Am mai fost în altă parte
Caut. Probabil am ajuns în cealaltă extremă acum, în care dacă mi se trezește o întrebare în minte, eu a doua zi m-am dus și am întrebat doctorul. Plana cumva incertitudinea și ție asta Da, da. Nu ți era Încă bine am, cu încă ea. Am incertitudine pe anumite analize ale mele. Am fost chiar analizat într-un consiliu în centrul de excelență din Rotterdam, unde interdisciplinar s-a expus dosarul meu. Încă am analize care nu corespund vindecării mele. Cu toate că scanându-mă sunt bine. Dar analizele de sânge nu reies așa cum reiese scanarea. Și mi-a spus, ești un caz special. Zic, da, vreau să fiu un caz banal aici. Nu vreau să mai fiu specială. Păi, Universul a ales ca da. Tu să fii specială, da. Nu uite, să fii eu un trebuie caz să banal. Trăiesc acum cu incertitudinea că eu sunt bine, chiar dacă doctorul nu știe mie să-mi explice, să-mi dea un răspuns la acea întrebare. Lista mea, eu când intrăm în cabinetul doctorului, am o mare listă de întrebări. Nu sunt un pacient cu minte. Nu ești un pacient banal din această da, perspectivă, exact. Știi, pot fi văzute și astea lucrurile. Da. Și atunci, tu ești cu această incertitudine a faptului da. Că ești bine sau nu ești bine, tu ești bine conform da. Trăirilor tale, nu ești bine conform analizelor unora dintre analize, unele dintre ele, da. Dar cu toate acestea tu simți că ești bine și tu mergi mai departe să-ți duci misiunea. Pe ultima scanare, da, sunt foarte bine. Sunt foarte curată, totul este ok. Sângele e un pic neclar așa, dar cred că este o lecție ca eu să învăț să trăiesc în felul acesta. Și să nu mai fie totul la punct. Să nu mai fie totul atât de organizat da, și să da. Trăiești și cu această imprevizibilitate da. Haotică exact. Ce îți poate aduce bucuria momentului. Pentru da. Că asta până la urmă e o lecție foarte importantă, Mădălina, să te bucuri acum de ce ai aici, de ce simți aici, pentru că n-ai de unde să știi, nu-ți garantează cum nici ție nu ți-a garantat niciun doctor ce urmează exact. Să se întâmple, nici nouă oameni în general nu ne este garantat de către nimeni ceea ce urmează da. Să ni se întâmple peste câteva ore, peste un an, peste doi, peste trei. Și atunci, lupta asta pentru viață înseamnă a lupta pentru fiecare zi pe care o ai, indiferent de statutul său din perspectivă, statutul fiecăruia din perspectivă sanitară, din exact. Perspectivă medicală, asta contează da, da. Cel mai mult și este o lecție foarte prețioasă pe care noi toți o putem învăța de la tine. Chiar dacă n-am trecut prin asta. Da, dar putem vreau, vedea cum trăiești scuze, tu. Scuze. Eu vreau ca oamenii să vadă în spatele mesajului meu prevenția. Și să nu mai mergem la doctor când e urgent. Să avem o relație cu medicul de familie, să ne facem un control anual. E atât de importantă. Putem să prevenim mult. Să evităm niște lecții de genul ăsta dacă învățăm ce e prevenția. Da, dar și asta e dureroasă, așa cum spuneam mai devreme. Și nu, lasă, că dacă nu mă doare nimic, de ce să merg? Da, de ce exact. Să doresc să fac analize dacă pe mine nu mă doare nimic? Da. Lasă, că atunci când o fi momentul, văd ce se întâmplă. Și poate e prea târziu atunci. Da. Au fost astfel de cazuri în care a fost și prea târziu. Este prevenția cât? O dată pe an, de două ori pe an, de cât crezi tu că ar fi necesar să se facă aceste controle astfel încât să fim siguri că nu avem nimic? Sau dacă avem să fie în stadiu incipient încât să putem remedia cât mai repede? Mie mi-a plăcut foarte mult sistemul medical pe care l-am găsit în Olanda, unde am locuit un an de zile. M-am înscris acolo la un medic de familie, am stat într-un sătuc foarte mic. M-am înscris, m-am fost direcționată către un doctor endocrinolog de lângă un spital de lângă și primeam automat scrisori prin poștă. Pe data de sunteți programată la control. Chiar împlinisem 30 de ani când eram acolo și la o săptămână sau două, cred, după ziua mea, am primit o scrisoare prin care îmi spunea la mulți ani
Ne bucurăm pentru dumneavoastră, ați ajuns la vârsta de 30 de ani. Luna viitoare vă așteptăm la controlul specific vârstei de 30 de ani. Acolo este o mare prevenție. Oamenii merg regulat la doctor, nu se duc să se programeze, nu se caută, sunt în bază de date și sunt programați automat. Acolo este într-adevăr acea organizare de care spuneți. Da, nu există sistem medical de stat sau privat. Toți sunt în același sistem, beneficiază de aceleași servicii, există o asigurare pe care fiecare om și-o plătește și pentru toată lumea e la fel. Nu există diferențe și e dezirabil să se întâmple așa. Da. Spitalele erau peste ce înseamnă la noi spitale private. Doctorii au o educație în a trata pacientul. Pe mine întotdeauna doctorul meu, endocrinolog de acolo, îmi strângea mâna. Bună ziua, mă bucur că ați venit. Eu sunt doctorul dumneavoastră și o să mă asigur din toate punctele de vedere că nu plecați cu problema nerezolvată de la mine. Și era strângerea de mână și privirea ochi în ochi și tu simțeai că doctorul acolo, cât ești în cabinetul lui 10 minute, este pentru tine. Pentru mine e foarte important. Era încurajarea de care aveai nevoie și nu doar încurajarea. Siguranța de care tu aveai nevoie că e acolo pentru tine și că face tot posibilul pentru tine și nu te lasă doar pe mâna aceea hazardului. Da, știam că mă privește, de fapt. Și te vede. Da. Mădălina, mai sunt doar 3 minute din întâlnirea noastră. A fost o adevărată lecție de viață și fiecare zi a noastră este până la urmă o luptă pentru o viață în armonie cu noi, în bucurie și în iubire cu noi. În aceste ultime minute ale emisiunii, ți-aș fi recunoscătoare dacă ai avea un mesaj de final pentru telespectatorii noștri, un mesaj care să-i ajute să-și gestioneze poate mai bine emoțiile sau să fie atenți la anumite aspecte ale vieții lor și să fie bucuroși. Sfatul meu este să-și caute în fiecare zi bucuria. Cel puțin o bucurie trebuie să existe în ziua aceea, să-și o scrie, pentru că rămâne și aici. Și să învețe să meargă la medic. Eu acum în jurul meu fac și un șantaj emoțional și oamenilor tot le este greu să meargă la medic. Pentru mine este uneori foarte greu de înțeles, dar am încredere. Și în momentul în care îți găsești bucuria, știi, tu ai legat două lucruri foarte importante. Emoția, bucuria și corpul, sănătatea, medicul. Și ele sunt, de fapt, foarte legate. Și n-am putea să fim sănătoși fizic dacă n-am avea și emoțiile acestea frumoase și această bucurie în fiecare zi. Da, așa cum eu nu cred că există un proces din acesta lung unde chirurgul să n-aibă sprijinul psihologului. Este foarte important. Și atunci când simți că nu ai nevoie, tot ai nevoie. Pentru că nu poți să duci singur, oricât ai vrea. Cineva trebuie să te susțină. Sau poți să duci, dar pe un termen mai scurt. Da. Unde pot găsi telespectatorii noștri cartea pe care tu ai scris-o din suflet? Cartea este în Cărturești, în AFI, Ploiești. Se găsește pe site-ul Coresi, pe mai multe platforme. O mai găsiți și la mine, dacă vreți dacă să ne vedem. Dacă aveți autograf și vreți să fie într-adevăr dat așa cu mult suflet și cu bucurie. Da. Se găsește și la mine. Dacă se caută, cu siguranță o să se găsească. Cu siguranță. Și ai planuri de extindere să o găsim și în alte orașe ale țării? E un pic mai greu acum, fizic, în alte orașe. E foarte greu pentru un deputant, pentru un nume care nu vinde. Deocamdată. Da. Mesajul sper să ajungă să cucerească oamenii. Chiar dacă e greu. E greu, dar tu ne-ai dovedit în cadrul acestei întâlniri că e greu, dar nu imposibil. E vindecător.
este vindecător, este vindecător și orice astfel de trăire ne duce mai aproape de ceea ce suntem până la urmă meniți să facem. Și întrebam lucrul acesta pentru că noi avem telespectatori și din alte colțuri ale țării și poate sunt interesați, dar pot lua legătura cu tine și se poate transmite. Mădălina, îți mulțumesc tare mult, sunt recunoscătoare pentru această discuție și de-abia aștept să fie o următoare discuție când ne vei mai spune din planurile tale pentru a ajunge aceste gânduri către mulți, mulți oameni. Mulțumesc tare mult și eu! Mulțumim foarte mult și vouă, dragi telespectatori, pentru că ați fost aici la această lecție de viață și la această luptă pentru bucurie și pentru trăirile frumoase. Până la următoarea ediție, nu uitați să zâmbiți vieții în fiecare zi și să găsiți acea bucurie de care vorbea Mădălina. La revedere!